CSM Dunărea Giurgiu a făcut duminică o deplasare la Galați, unde a disputat al 18-lea meci din campionatul național handbalistic Divizia A. Iarăși a fost o încercare nereușită a sportivelor noastre de a mai lua cel puțin un punct, după ce în acest tur giurgiuvencele au pierdut toate meciurile disputate. Sportivele din Galați au dominat întreaga partidă și au învins la capătul celor două reprize fără istoric cu 32-20. A fost un meci pe care echipa gazdă l-a controlat de la început până la finalul partidei. Ce să vă spun, în condițiile actuale, fetele au făcut tot ce au putut. Știți bine că noi ne pregătim separat, fetele din Giurgiu la Giurgiu, cele de la București la București. Nu caut scuze, dar asta este adevărul care trebuie să știe toată lumea. Campionatul handbalistic feminin al diviziei A va face o pauză de 8 săptămâni, ceea ce pentru giurgiuvenci înseamnă 2 săptămâni de relaș, apoi vor începe pregătirile pentru ultimele 3 meciuri ale turului. Turul meci va fi pe 5 mai, pentru că se face o pauză de 8 săptămâni. Reprezentativele naționale de seniori și de tineret au program meciuri oficiale. Noi vom juca pe 5 mai, următoarea etapă, cu Știința Universitatea București. Pe urmă, având la interval de o săptămână meciul de la Buzău, cu HME Buzău, și ultima etapă cu Universitatea Târgoviște acasă și se încheie campionatul. Înainte acestei pauze, Dunărea Giurgiu ocupa locul 11 în clasament cu 7 puncte, în fața echipei din Târgoviște, care nu a reușit să acumuleze niciun punct.